în 2012, când m-au arestat pentru dare de mită, trebuie să mor înghețat. În 11 decembrie 2012 m-au transferat de la arestul central la arestul IPJ Constanța. Eu aveam ceva probleme și aveam o criză, o pancreatită acută. Vă dați seama, nemâncat, ne... Hai, mama mea. Erau afară minus 15 grade, un viscol de nedescris. M-au luat doi polițiști într-o dubă. Au vrut să mă servească cu țigare, eu nu fumam, mi-au luat o cafea. Nu cred că polițiștii au fost, așa cred sincer, că nu ei au fost de rea credință. M-au băgat în duba asta, ningea afară, era viscol, era cabina, gratii, și duba unde eram eu legat și nu o să dea drumul la încălzirea, dă drumul ventilatorul de afară. Și vă dați seama să sufle, erau minus 15 grade, dacă nu opreau la jumătatea autostrăzii, muream înghețat. Aproape că leșinasem, dar eu a oprit să vadă dacă am nevoie să merg la toaletă sau să-mi cumpăr o cafea, au zis. Sau, nu știu, dacă aș gândi cu, nu știu, cu bănuială, să vadă, bă, mai mișcă la acolo sau nu mai mișcă.